Golurile au fost înscrise de Mădălina Boroș în minutul 2, care a reluat în plasă mingea respinsă de portarul advers după șutul lui Brady și Goder Brigito în minutul 18, cu o execuție superbă dintr-o lovitură liberă de la 25 de metri lateral stânga. Pentru Clujence, egalase se lungă în minutul 15. Până la finalul jocului nu s-a mai înscris, partida fiind una intensă cu cele de la Olimpia încercând să revină pe tabelă. Apărarea Târgu Mureșencelor a făcut ca avantajul să se mențină pe tabelă.